Nu mai amintesc cum s-a întâmplat. Sau poate că nu mai sunt eu în stare. Uneori mă gândesc că poate ar fi mai bine să fiu altcineva. Nu mi-a plăcut niciodată casa asta. Mi-a fost lăsată de mătușa mea. Tot spațiul ăsta mă sperie. De multe ori. Oricum ar fi, nu mai contează acum. Am stat într-una pe marginea patului. De fapt, mă tot foiam de pe o parte pe alta. Era o mișcare mecanică și lentă. Și după am adormit. Am visat că trăiam pe străzi. Și toate lucrurile mele erau adunate la oaltă. Doar ca afară, ca într-un apartament. Și cu garduri în jur. Dar patul nu era în casa de afară. Era după garduri. Simțeam că e acolo cumva ca să apere interiorul. La un moment dat, nu știu cum, mi-am dat seama că pot să mă mut în interior, într-o casă adevărată. Și m-am mutat într-o casă pe care o știam dintr-un alt vis. Am mai visat și că eram în curte. Îngrijeam lavanda uscată și leandri. Cândva avea mai multe flori în grădină. Și nu erau uscate ca acum. Țin minte că atunci când s-a întâmplat, ploua cu găleata și eram luarcă. Mi se lipise rochia pe corp și tremuram. Am intrat și am încuiat ușa după noi. Era întuneric și pipăiam după întrerupător. Dar nu-l găseam și el nu se clintea. Stătea acolo, în întuneric. Simțeam cum mă privea. Îi simțeam ochii ațintiți spre mine. Mi s-a făcut așa frică. Am aprins lumina și m-am întors spre el. Nu știam atunci de ce mă simțeam așa expusă. Mi era scârbă. Înainte știam foarte bine cum înaintează umbra crengilor, cum acoperă marginile camerelor. Am mers în dreptul ferestrei să văd peretele de frunze înverzit. Mi se părea frumos cum cobora soarele în spatele lui până se făcea galben. Se făcea roșu. Se făcea negru. Aveam mâinile reci și îi simțeam pielea rece și udă pe pielea mea. Îi simțeam respirația pe gât și pe ceafă. Îmi zicea ceva la ureche, că mă iubește foarte mult. Îi ziceam să mă lase, dar aveam vocea gâtuită, nici eu nu mă auzeam pe mine. De fiecare dată când încercam să lovesc cu pumnii, mă loveam de carnea lui tare. Mă întreba de ce mi-e frică de el. Nu mi-era frică de el.